Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o oarecare, mai mare sau mai mică, slăbiciune pentru latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, videoclipurile, vizualizările, vizionările, comentariile, like-urile, distribuirile și tot ceea ce se poate întâmpla aici și este și va rămâne total, total gratuit. Ați văzut deja din titlu... Mi-ați cerut aceste două recenzii, a trebuit, vă știți că eu trebuie să studiez, eu trebuie să știu ceea ce vă spun vouă aici, da? Nu pot face un unboxing și imediat să vă fac și recenzia. Nu, trebuie întâi ca parfumul acela să stea, trebuie să-l port, trebuie să-l descos, să-l disec și așa mai departe. Parfumul zilei mele de astăzi este... Ajaib Dubai de la Latafa. eu acum când filmez este miercuri, voi veți vedea acest videoclip tot astăzi, zic eu, undeva pe seară. Așadar, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și, pe repede înainte, notele acestui parfum. În vârf avem ananas și șofran, în mijloc cafea și frunze de violetă, iar în bază butterscotch, vanilie și lemn de santal. Nu v-am arătat ca un cap de dudă ce sunt și sticluța. În uh, poze, în <coughs> pozele de pe site-uri și așa mai departe, mm, nu prea pare wow, însă în realitate mie personal îmi place enorm. Enorm, inițial dacă o vei ține așa, da, vei avea impresia, vei avea senzația că lichidul din interior este negru, nici pe departe, da, nici pe departe. Bun, în uh, online, da, cam peste tot, se spune, se urlă că acest parfum al casei Latafa este o inspirație pentru Black Phantom de la, era să zic la tafa, de la Killian. Nici pe departe. Dacă doriți să comandați blind acest parfum în ideea că veți achiziționa de fapt un dupe sau un parfum inspirat pentru Killian Black Phantom, veți avea parte de un mare fail. La fel cum veți avea parte de un fail dacă comandați blind acest parfum la prima pulverizare pentru că la prima pulverizare acest parfum cel puțin pentru mine și pentru simțurile și gusturile mele a fost horror. Și când spun horror, horror, da, deci oribil, oribil. La prima pulverizare pur și simplu am avut senzația aceea că mi-arde nasul, da? Deci nu. Nu a fost o dragoste. Însă știți deja treaba cu macerarea, maturarea, oxidarea sau ce mai vreți voi, maturizarea parfumului și așa mai departe, l-am lăsat pe dreapta. L-am lăsat pe dreapta și foarte, foarte bine am făcut, deoarece în momentul de față îmi place enorm de mult, aș putea spune, da? Enorm de mult. Dacă sunteți doamne, înainte și înainte de toate, dacă sunteți doamne și nu sunteți zona parfumurilor unisex, s-ar putea ca atunci când veți testa acest parfum să nu vă placă sub nicio formă. Pentru mine și pentru gusturile mele, Ajaib Dubai este un parfum unisex cu o fină înclinație către latura masculină. Da? Și cum miroase? Dacă inițial mi s-a părut a fi ceva foarte, foarte apropiat de Ishkal Shuyuk Gold, tot de la Latafa, am vorbit eu despre acel parfum în acest videoclip <coughs> și vă spuneam că acel parfum inițial mi-a plăcut, și culmea după macerare nu mi-a plăcut. Ei bine, la prima pulverizare a Geep Dubai, fix către Iscalșuiu Gold de la Latafa Madus, da? Fix acolo, cu un extra șofran, aș putea spune, da? Dar, în momentul de față. Uh, V-am spus mai înainte că în online se spune că este un Diu pentru Killian Black Phantom. Nu. Pentru mine, Ajaib Dubai este acel Shuyuk gold cu un twist, un flanker, da? Mai bine spus, dacă vreți. Un, fl un flanker pentru Shuyuk gold sau pentru Rosendo Mateo numărul 5. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că veți resinția acela adene, da, acea piele întoarsă, acea șofranul acela, da, dar pe lângă toată treaba aceasta, aici vi se adaugă o cafea proaspăt măcinată, dar cum? Ai cafeaua? ai măcinat-o acum, ai pus-o într-o tigaie fără absolut nimic altceva și ai pus tigaia aceea cu cafeaua proaspăt măcinată pe flacăra gazului. da? Pur și simplu izul acela mi-l dă. Eu asta resimt cel mai puternic de aici. Um, nu este tocmai cafeaua aceea foarte, foarte fain redată, însă este ajutată, dacă vreți, da? o coafează șofranul de aici, gata. Am găsit. Chiar dacă nu este cel mai, cea mai fericită notă de cafea dată într-un parfum, șofranul de aici o coafează oarecum, da? Mai ai o cutie de popcorn cu caramel, însă nu e izul acela obișnuit de popcorn cu caramel, dar Nu e același iz ca atunci când te duci la cinema, ți-ai comandat uh, o porție de popcorn cu caramel și uh, îți bagi nasul acolo și inhalezi, da? Nu! Gândiți-vă la un popcorn cu caramel ușor ars, da? La fel cum și butterscotch-ul de aici, um, chestia aceea de um, caramel cu unt și așa mai departe. Gândiți-vă la acel butterscotch, dar din nou, gândiți-vă ca și cum l-ați fi uitat puțin pe aragaz, da? Are ceva uh, margini arse, da? Din nou, ce mai aveți aici? O vanilie. Însă, nu este vanilia aceea uh, fluffy, nu este vanilia de designer, nu. Este genul acela de vanilie ce te duce cu gândul către zona middle eastern și anume o vanilie fiind de tot afumată, Fiind de tot picantă. Da? Dar, din nou, nu știu cum să spun eu. Nu-l pot asemăna oricât aș vrea. Am de la Rogue, de pe Dubai Collection, varianta pentru parfumul inspirat pentru Killian Black Phantom. Am și vreo trei șantioane oficiale, dacă nu mă înșel, de la Killian. Nu are nicio legătură, da? Deci, nu să se oprească toată lumea din YouTube care spune că este... Nu, nu este. Nu este clonă pentru Killian Black Phantom. Clar nu este. Este acel uh, flanker de Ishkal și Gold sau acel flanker de Rosendo Mateu numărul 5. Ca um, proiecție. Da? Proiectează foarte puternic în primele două ore. Cu siguranță nu este acel parfum de vreme caldă, cel puțin e una vara, nu mă voi apropia de el, n-ai cum, da? Deci nu ai cum pentru că e bombiță. Uh, din nou, am spus bombiță și mi-am adus aminte. Dacă nu iubiți, indiferent că sunteți domn sau doamnă, și dacă nu iubiți, de fapt, dar dacă nu iubiți șofranul în parfumuri, s-ar putea să luați această sticluță și să o aruncați pe geam. Pentru că este o bombiță de șofran da? Indiferent de ce note veți culege sau veți resimți, întotdeauna se va ține de mână acea notă cu șofranul, da? Că vorbim de acea vanilie, fin, acea vanilie picantă fin arsă, da, este împreună cu șofranul. Popcornul acela cu caramel ars, din nou, este împreună cu șofran, da? totul este cu și despre șofran în acest parfum. Eu cel puțin asta culeg cel mai mult. Da? Este și o piele întoarsă foarte fină undeva în fundal, chiar dacă ei nu listează absolut nimic de genul. Da? Dar este genul acela de parfum fix precum arată sticluța. Da? Ciudățel, pentru că na, am înțeles că Ageaib în limba arabă ajeb sau agib înseamnă ciudat. Ei bine, fix cum arată sticla acestui parfum, așa miroase el. Este ciudat, este ca o fuziune între alte două chestii, da, alte două parfumuri și are tenta asta ușor întunecată. Da? Cam asta este. Uh, pentru ce vreme laș vedea eu purta că de asta mi-am aruncat ochii pe geam. De exemplu, cum a fost astăzi, da? Cel puțin aici la mine astăzi, miercuri, este o frumoasă zi de toamnă, cu ploaie, cu vânt și cu tot ce trebuie, da? chiar merge. Merge de minune. O să beau puțin apă, îmi cer scuze din nou. Merge de minune parfumul ăsta. Dacă e rece, dacă plouă, da, dacă e răcoare, îl pot purta. Nu pot spune asta așa, părerea mea proprie și personală. V-am mai zis în alte și în alte videoclipuri. Testați ce îmi place mie, nu vă place voi, ce simt eu, poate voi nu simțiți, ce simțiți voi, poate eu nu simt, da, și așa mai departe. Parfumurile sunt o treabă personală. Dar cu siguranță nu m-aș vedea, chiar și pe vreme mohorâtă, chiar și pe timp de ploaie și așa mai departe, să port acest parfum și să fiu îmbrăcată sport. Nu știu. Are ceva fiind de tot elegant, are ceva fiind de tot sexy acolo, da? pe cât de dark este el. Are așa ceva sexy, misterios, dacă vreți. Dar, din nou. Dacă sunteți în căutarea acelui parfum fix cu cafea și așa mai departe, mai degrabă v-aș sugera să vă îndreptați atenția către uh, gama Coffee Collection de la Fragrance World. Da? Acolo sunt uh, 5 cafele, nu aveți cum să nu găsiți una. Cafeaua de aici este acea cafea uh, mai altfel, acea cafea cu extra șofran și oarecum... Este ca și cum ai bea acea cafea la limita dintre. la granița, pardon, la granița dintre um, mediul urban, da, zona urbană și zona industrială. Tenta aceea, izul acela de ceva ars, așa, așa îmi zugrăvește mie imaginea. V-am zis performanțele? Mi se pare că v-am zis decât la proiecție două ore, da? primele două ore proiectează puternic, iar pe piele se poate resimți undeva la 6-7 ore. Da? Bineînțeles, pe haine mult mai mult. Dar da, nu e rău, dar nu știu dacă l-aș cumpăra din nou în momentul în care voi termina sticla. Nu știu de ce. Da? Bun. <coughs> Trecem acum la următorul parfum care a fost, de fapt este și la ora actuală, mega hăipuit. Um, a fost de două ori disponibil pe site-ul celor de la Brasti. Haideți eu cât vorbesc totul să vă arăt și sticluța. A fost disponibil pe site-ul celor de la Brasti de două ori. Eu bineînțeles nu știu, ori am dormit în ghete, ori nu știu ce am făcut, nu l-am comandat și l-am comandat, l-am comandat, l-am cumpărat de la o doamnă domnișoară din comunitatea mea, Freck Family, acum două luni, dacă nu mă înșel. Și în momentul în care eu l-am comandat, lipseau doar 5 ml. Și da, observați cât de mult m-am jucat cu el ca să înțeleg care e treaba cu el. Mi-a plăcut enorm de mult, culmea, și de ce spun mi-a plăcut, oricum voi face și un clip de tip versus. Mi-a plăcut enorm de mult până să fac cunoștință cu Tropical Kiss de la Fragrance World, care este Dumnezeul parfumurilor cu mango. Cu mango tropical, da? Haideți să vă spun notele și după aceea discutăm ce și cum și cu acesta. În vârf ei spun că au... Uh, care? portocale și lămâie, în mijloc mango, osmantus și asomie, iar în bază ud, lemn de santal, mosc și ambră. Bun, de la bun început. În notele de bază, chiar dacă eu am început cu ud, ei bine, eu aici nu simt niciun ud. Nu este nici udul acela fiind dulceag, nu este nici udul acela animalic. Nu, tati, nu ai ud aici. Eu nu știu de ce, da? Chiar sunt curioasă dacă l-ați avut și voi, dacă l-ați avut, dacă l-aveți și voi, să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii cum îl percepeți, da? dacă simțiți ud sau nu aici. De asemenea, că am uitat să spun, dacă aveți sau ați avut Ajaib Dubai, cum vi s-a părut la prima pulverizare? Pentru că e una, când l-am pulverizat pentru prima dată, îmi venea să iau sticla și să arunc pe geam. Da? A trebuit să aștept undeva la o lună și jumătate ca să resim și eu treaba aceea dulce, fiind gurmandă și așa mai departe. Da? Revenim la Jaib Dubai Portrait. Haideți să-l și pulverizăm. Nici nu v-am spus nici la celălalt. Atomizoarele sunt ok, aș spune eu. S-ar fi putut și un pic mai bine de atât, dar na, acum aia e. Bun, ei în deschidere listează portocale și lămâie. Ei bine, mie la nas îmi dă un duo de ananas și mango. <laughs> da? Deci nu știu de unde. Nu. Eu nu pot percepe acea portocală, eu nu pot percepe acea lămâie, eu percep un ananas, trei sferturi verde și un sfert copt, ca să vă faceți o idee, da? În legătură cu dulceața acestuia împreună cu un mango. Și peste acest duo de ananas și mango, este ca și cum presar ceva fulgi de nucă de cocos, că nu venea cuvântul, da? Cu toate că din nou, ei nu listează așa ceva. Eu asta simt, da? Un ananas trei sferturi verde împreună cu un mango mango de aici la fel. Este semicopt, dacă vreți, da? Peste care pur și simplu uh, pui ceva fulgi de nucă de cocos. Are și un subton lemnos pământiu, da? Cu toate că, din nou, nu ai nici urmă de paciulie aici, da? sub nicio formă să spui, băi ne stai că poate acel paciuli îți dă acel iz pământiu. Nu. are subtonul acela lemnos, nu știu, mai degrabă ceva iz de pe o dure, dacă vreți, este ca și cum ești undeva într-o pădure unde a plouat, da? ai ceva crengi de copaci jos, da? Ceva rupt, de ce spun ceva rupt? Pentru că e izul acela, ați văzut când rupi o creangă, o ramură de copac, da? Are un iz aparte, în partea aceea, unde rupi, da? Că nu știu cum să... Tot încerc să vă zugrăvesc aici, da? Izul acela lemnos ușor mai proeminent, da? Doar că este un lemn umed, dacă vreți, da? Lemnul acela proaspăt ploat. Mango-ul de aici, ei bine, din nou, ajung la treaba cu hype-ul, se spune că acest parfum este inspirat de fapt de mango kiss, pentru mine nu, pentru mine Ajaib Dubai Portrait de la Latafa este ca o fuziune între mango kiss și mango skin, da, cu ceva atingere lemnoasă, ca și cum ar fi amprenta casei, da, dar bine, când spun amprenta casei, nu vorbesc de acel iz specific al casei la tapa da? Nu pot spune că este acel parfum fix din filmul Mango Kiss. Nu. Are și o ușoară cremozitate, o, de fapt o dulceață cremoasă ce vine din ADN-ul lui mango, mango Skin. De ce spun asta? Pentru că de o lună de zile mă cam lupt cu mine să nu îmi cumpăr mango kiss, da? De ce spun că mă lupt cu mine? Mango kiss este la 50 de mililitri și este undeva la 1300 de lei și pe pielea mea stă undeva la 5 ore. Iar eu, dacă dau banii ăștia, <laughs> mă umflă râsul că îmi vine în cap acum o glumă din grupul meu de prieteni. Dacă dai atâția bani pe un parfum, măcar să vină acasă să-ți facă și curățenie, și cartof prăjit, și așa mai departe. Nu, nici chiar așa. Dar, uh, nu știu, capul meu, mintea mea, da, nu pot concepe să dau 1300 de lei pe 50 de mililitri, și parfumul acela să fie undeva la 5 ore pe mine. Pentru că de fiecare dată, în ultima lună, când ajung în obsentum și în ultimul timp tot ajung destul de des pentru că exact cum v-am spus este lupta asta, băi să-l iau, să nu-l iau, uh, niciodată, dar niciodată, niciodată nu a stat mai mult de 5 ore pe pielea mea acel parfum. Dacă l aveți, mango kiss, da? de el vorbesc, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii cum se poartă pe voi, poate sunteți prieteni, poate, da? că noi nu prea ne înțelegem bun revenind la acest uh, parfum uh, îl resimt fiind de tot pudrat îl resimt fructat îl resimt fiind tropical însă dar nu o să urmeze un clip dedicat între un clip versus între acesta și tropical kiss de la fragrance world da pentru că disclaimer dacă vreți într-adevăr un parfum foarte apropiat, un parfum inspirat din Mango Kiss. Aveți Tropical Kiss de la Fragrance World Dubai Collection. Nu acesta, da? Acesta, exact cum v-am spus, este mai degrabă o fuziune între ADN-ul lui Mango Kiss și ADN-ul lui Mango Skin. Ce nu-mi place mie la acest parfum sunt performanțele. Din nou, dacă-l aveți, tare sunt curioasă cum se prezintă pe voi. Pe mine are, uh, proiectează cam undeva la o oră jumătate, maxim, maxim două ore. Și dacă sunteți de ceva timp aici la mine pe canal, știți că eu fac baie în parfum, da? Eu sunt acea oversprayeriță. <laughs> Și totuși, o oră jumate prin absurd două ore, da? Pe când frățiorul său mai negru, din start două ore. Nici nu trebuie să mă agit foarte mult cu pulverizările. Iar persistența lui pe piele este undeva la 5-6 ore. Da? Din nou, mă gândeam că se poate un pic mai mult. Dar, chiar dacă spun că este acel parfum fructat tropical, are și izul acela, v-am și încercat să zugrăvesc, dar are și partea aceea lemnoasă, are și partea aceea de pământ jilav. Nu s-a auzit o bormașină pentru un minut, nu știu, pentru o secundă. Sper că nu s-a auzit nimic pe înregistrare, dar vedem când edităm. Um, are și izul acela, fiind de tolemnos, are și izul acela de uh, pământ, dacă vreți, proaspăt ploat, da? Nu este nici pe departe juvenil, nu. Nu este acel parfum de vară mare, plajă și atât, nu. Pot vedea undeva pe. O plajă din Miami, nu știu de ce mă duce acolo. Pot vedea acea psio, da, Ace, acea șefă de companie, da, uh, care pur și simplu poartă o cămașă albă de in și poartă parfumul ăsta și se plimbă așa um, la sfințitul soarelui pe plajă, da? Pot vedea treaba aceasta, dar um, nu știu. Mie tot îmi cu virgulă. Da? nu înțeleg treaba cu udul listat de ei în bază. Ori poate mai degrabă au vrut să să facă referire la latura aceea udi dacă vreți că așa și înțelege. Da? Dar ud sub nicio formă nu. Mm -mm. Treaba cu Osmantusul de aici. Osmantusul de aici că tot am stat și l-am purtat și l-am disecat. Osmantusul de aici îi dă o tentă moscată. Eu inițial am crezut că este mosc, da? dar nu este nici măcar, nu este nici moscul acela curat să punos, nici moscul acela uh, pufos dulceac, da? care îmi place mie, pe care îl iubesc eu. Este pur și simplu nota de Osmantus, că am mai căutat eu în alte parfumuri ce le am și da, cam acolo m-a dus cu gândul. Dar, v-am spus, pentru o proiecție de o oră jumătate prin absurd 2 și pentru 5-6 ore pe piele, nu știu. Știu că ultima dată pe Brasti a fost undeva la 150 de lei. Mai repede l-aș încadra pentru performanțele sale. De fapt nu, e ok 150 de lei, dar nu mai mult. Da? Nu mai mult, pentru că de obicei la ta fac mare uh, boala asta, da? dacă un parfum devine uh, viral, dacă vreți așa, se i dubleze, tripleze prețul și așa mai departe. Și, din nou, dacă vroiați acest parfum în ideea că este inspirat de Mango Kiss, nu. Clar este. Acel combo, acea... este ca și cum ai face layering între ADN-ul lui Mango Kiss și ADN-ul lui Mango Skin, da? căruia îi adaugi ceva atingeri de cocos și ceva iz lemnos. Da? Nu este chiar atât de apropiat de, este din filmul Mango Skin, însă nu este acea proporție de 90% să spunem. Da? Dacă vreți parfum inspirat din ADN-ul lui Mango Kiss, Tropical Kiss nu Ajaib Dubai Portrait. Sinceră să fiu, nu știu. Și tot încerc să mă abțin pentru că tot îmi vine paralela aceasta și am să-i fac clip dedicat. Um, nu știu dacă l-aș cumpăra din nou. Sincer. Da? Este frumos, dar mi-am găsit dragostea ca să mă exprim așa, da? Bun. Dar, nu știu, așa că și Parfumuri de colecție. Bine că eu v-am mai zis că eu nu sunt colecționară. Eu mă îmbăiez în ele, ce nu-mi place le dau mai departe. Mai nou m-am apucat, fac și decanturi da, ca să testeze cât mai multă lume. Dar cam asta e treaba. Nu sunt rele, da? Sunt exact cum le spune numele colecției AJ. Ciudate, da? Chiar sunt ușor ciudățele. Niciunul din aceste două parfumuri nu te vor duce cu siguranță în zona parfumeriei de designer. Categoric nu. Ambele parfumuri, dacă le -ai, ți le-ar pulveriza cineva și le-ai testa, cu siguranță ai spune că sunt ceva de nișă. Da? Nu sunt uh, acele mirosuri întâlnite la orice colț de stradă și așa mai departe. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Am zis să fie acesta o idee mai scurtuți, deoarece ați insistat și sâmbătă, următorul videoclip, va fi cu top parfumuri cu mango. Pentru că voi ați cerut, eu voi executa. Și am zis măcar recenziile acestor două parfumuri să fie mai pe scurt, mai pe repede înainte. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet! Uh, link în secțiunea, link în bara de descrieri <laughs> pentru acest parfum, da? că acesta nu este momentan nicăieri. O să vă las și link către grupul meu de Facebook, uh, contul meu de Instagram, contul meu de TikTok. Și lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. La fel, dacă ați pus mâna pe aceste parfumuri, Tare sunt curioasă de experiențele dumneavoastră cu ele, cel puțin de a frățiorul cel negru. Sunt foarte curioasă pentru că aici procesul de macerare, maturare, mat ce vreți voi, maturizare și așa mai departe, și-a făcut simțită prezența, nu știu. Din toate, toate parfumurile mele de Lister, niciunul nu a luat o. Întorsătura atât de wow și atât de bruscă cum a fost acest parfum. Da? Sunt curioasă să-mi spune și mie ce experiențe aveți dumneavoastră cu aceste două parfumuri ale casei la Tafa. Și dacă nu doriți toate treburile acestea, lăsați-mi și mie o floricică, un emoticon, o inimioară, un punct, da? orice, lăsați-mi și mie. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și parfumate. V-am pupat!